ce vrei? Să demonstrezi ce ai zis. Ce? Că ești bun, că faci, că dreci, că tu te bați, că... Lasă-mă și nu știu ce, nu știu ce. Păi, prietene, știi ce am zis sau nu știi ce am zis? Sau nu știu da, că sportivii că Ioan sunt niște boxuri ratați, asta e scris tu. Înțelegi? Ne bați că... Așa am scris eu? Da. Și ți-am zis că te bat pe tine? Sau ceva? Nu, ai zis în general. În general îi bat? Da. De luptătorii Kiva. E calci pe cap? Da. A, că e calci pe cap? Așa am zis eu. Direct. Bine. Așa. Chiar așa ai zis, nu? Da. Și eu ți-am lăsat o provocare de sparing. Tu ai zis că nu te bați decât fără... Da, nu fac sparing. Ok, și da, așa. Așa, și ce vrei să fac eu acum? Dacă vrei, putem să ne batem și fără mânuși. Da. Și cum facem? Ne batem așa acum, aici? Sau cum facem? Dacă tu accepti, eu accept. Da, aici în fața la antena așa. Păi nu, considerăm un sparing ca să nu fie ilegal și altfel. Uite. Eu sunt ușor de găsit în general. Adică, mi-am mai repetat chestia asta. Eu nu pot să mă. Ok, am demonstrat. Am demonstrat. Să batem acum, că suntem niște cretini. Am fi niște cretini. Nu e vorba să fim cretini, e vorba să demonstrăm o chestie. Nu demonstrație absolut nimic. Cred. Eu ți-am demonstrat ție că nu te ține și te rog frumos, nu mai. Cel mai bun. E regulă. Deci, nu e regulă că mai am mult de muncit ca să fiu cel mai bun. Nu ești cel mai bun. Ești aproape cel mai bun. Știi care e treaba? În afară de chestia asta, ești un pic cam prea arogant, dar în rest, ai zis și niște chestii bune și chestii rele, dar ai început să cam deraizi. Da. Cu câinii sunt de acord cu tine, dar încearcă să fii mai comportat. Ce mai zici cu câinii? Nu, cu câinii nu, cu câinii sunt de acord cu tine. Ești un actor cu dar în rest... Cel mai simplu ar fi față de toți ceilalți care în seara asta n-ai auzit un motor curat. Ok, da. Sunt oameni negativi în partea moto, dar nu înjurau comunitatea întreagă. Fii atent aici cum e treaba. E foarte simplu, cu motocicliști. Da. Deci cu motocicliști e foarte simplu. Într-o zi. Într-o zi? Era deci, stai mă să spun cum a deci, fost. Eu sunt ăla care te-a stresat în prima seară. Ce-ar fi să pui în aplicare ce ai spus live era la televizor? Domeniu, sunt aici. Da, e prins de doar 2 mă în seara asta și eu sunt aici. Uite, hai. Păi, hai, uite-mă, tu ai amenințat live, mai înjurat de mamă, ceva, adică tu ai arătat să vreme oricine și ai venit cu băta la mine. Dacă tu nu vrei să te bați, ce-ți bați? Înțelegi? Bate-mă! Păi nu, uite-mă, nu. Eu sunt aici, tu m-ai amenințat pe mine, tu mi-ai spus mie live pe post național că-mi faci, că-mi dreci, că mă îndoi, că mă bați, că... Uite, am venit aici, ai ocazia, pune în aplicare ce ai promis tu la post. Acum m-a răzgândit. Am reevaluat. Cum se scurtează treaba? Nu, lasă-mă să mă gândesc acum, lasă-mă mai mic, dar aproape pare mai negativ. Nu, nu, lasă-mă mic, să nu zicem nimic, să povestesc eu cum a fost. Deci, într-o seară. Când la distanță părea mai văd. Eu vedeam de treaba mea. Da. Și a venit un băiat, stai-mă un pic, a venit un băiat, ia să-l păstă. Sunt probleme grave. Ce probleme cu băiat? Ce probleme? Ai probleme cu mine? Da. Ce probleme? Hai să lasă să continuăm discuția. Stai un pic. Și cum le rezolvăm? Hai să continuăm discuția. Caută-mă. Prin de jumătate. Nici zi-o până la cap. Hai să dăm discuția. Așa. Ideea e așa. Și eu vedeam de treabă. Și a venit unul cu motor. Bun, pe aici. Pe spațiu public. El. Înțeleg că el. Eu nu te-am văzut că e cu casă. Pe spațiu public. Și s-a dus, s-a întors. Bun. Ok. A doua seară. A venit, bănesc că tot era. Cu același motor? Nu, nu, a doua seară era. Atunci nu erai tu? Nu. Seara tot fost altul. A mai venit unul. Tot așa. Bun, în mod evident o făcea special. N-a trecut unul cu motor, a trecut unul cu motor. Nu! A venit unul ca să facă nasoală. Se plimba pe spațiu public. Da, da, se plimba pe spațiu public. Nu se plimba pe spațiu public. Și voi la Cotroceni. Unde ți-mi ai spus să facă nasoale? Lăsați mai puțin să vorbesc. Pe mine m-a amenințat. Ce înseamnă de funcția asta? A venit la modul nasoale. Un pic mai explicit, că așa generic vorbește oricine. Când vii lângă unul și îl bârâi cu motorul special, mie mi se pare că faci nasoală. Cu ce mai bârâi? Asta ți se pare ție că te-am bârâit. Okay. Deci, eu mă plimbam pe un drum public. A treia seară mi-a sărit și mie țandăra. Înțelegi? Deci eu n-am probleme cu el că are motor. Mă doare fix în cot că are motor. Eu am probleme cu el că a încercat mai multe seri la rând să-mi provoace mie un disconfort. Greșit. Deci, asta este. A fost într-o seară. Nu interesează pe mine care e cu motor. Că venea și să dea cu roșii. O lună întreagă. E ok. Este varianta ta. A fost o singură seară. Ești de acord. Când ai ieșit cu bâta, când ai ieșit cu bâta, deci când ai înjurat, live la televizor și ai arătat. Așa, bun. Se pare tot live la televizor ce vrei să faci. Se pare normal să ieși cu bâta după un motociclist pe spațiu public. Eu dacă îți fac asta pe stradă și mă vede polițistul, eu iau amendă. Dacă îți arăt ție semnul care mi l-ai arătat tu, ai luat amendă?
Înțelegi? Da, dar tu înțelegi, dar tu acum, prietene, dacă tu vrei să fii acum această virgină agresată și acest iepuraș imaculat, martelat de un om rău ca mine, lasă-o, dragul, că tu ai venit aici cu o treabă. Tu l-ai venit aici să te plimbi, dar să te aștept și la reversul medaliei. Corect, corect, corect. Nu am voie să mă plimb pentru că te deranjez pe tine și sunt nasoale. E filmată treaba, te-am demonstrat că ești tare, ești tare. Ce mai vrea să nu? Ești de acord cu violența? Aproape. Cine instigă la violență, Mircea? La... pe post, în momentul ăla. Așa doar rugămintea. La mine s-a terminat. Să dureze mai puțin, că mă bruiază. Lasă-mă, de la făcea special. Nu era că trecea un motociclist. Treaba lui, să treacă. Trece. Nu, ăsta făcea pe aici ca toate visele. Hai, lasă-o, dracu, ce stăm acum. Ca toate visele, am trecut odată. O altă abordare. Bine, ca a doua oară când ai ieșit în Iuta, eram în pasaj. O altă abordare, am fost mult mai benefic. Mircea, iar pe mine m-a menit, nu? Să înțeleg că m-a menit. O altă abordare, am fost mai simplu. Bun post, ai băgat? Câte seri la rând ai venit și ai înjurat? Pe bicicletă, pe spațiu. Nu te-am înjurat, asta ce ai zis? Vedele, te-am înregistrat. Vrei să-ți dau filmul cu tine înjurând? A spus bada la pușcărie. Vrei să-ți arăt celelalte înjurături? Da. Bine, să... Da, rugăm să și dacă, am, dacă eu am înjurat, merg dezbrăcat. Uite, eu mi-asum, merg, dau o roată dezbrăcat. Sincer, n-aș vrea să te văd dezbrăcat, cred. Adică mă uit la tine, n-aș vrea. Ultimul lucru pe care l-aș vrea. Eu nu-ți mulțumesc pentru că ai generat o situație absolut cretină. Repet, n-am absolut nicio problemă cu niciun motociclist. Nu, adică eu nu mi-aș lua motocicletă. Nu mă interesează cine zice merge. Nu, e pentru foarte mine, mare, adică nu e nicio cunoștința ta generală. Nu sunt băsit, nu mă interesează de politica. Dar sunt la fel de nemulțumit ca și tine. Dar nu ai decis să vii aici să faci... Nu, am venit aici să mă plimb. Da. Înțelegi? Sunt foarte mulți care fac chestia asta oriunde în oraș. Da. Și deranjează lume, oameni care dorm, mă deranjează și pe mine. Dar fii atent, e foarte stai simplu. Păi, deci, iar tu nu, ești doar în fața televizorului. Asta e diferența între tine și mine. Nu-ți place emisiunea mea. Nu e nicio problemă. Ai telecomandă. Nu trebuie să vii aici să faci stai toate în spațiu public aici. Eu în spațiu public. Da, iar începe asta cu spațiu public. Eu în spațiu public. Spațiu public. Da, nu trebuie. Am voie să mă plimb și pot să-mi exprim opinia, nu? În spațiu public. E treaba jandarmeriei, e treaba mea dacă mi-au amendă de la jandarmerie sau de la poliție, da? Așa. Deci ei își asumă chestia asta, ei pot fi amendați dacă tulbură liniștea publică, da? Așa. Nu trebuie să ieși tu cu bâta la ei, dacă ei se plimbă pe spațiu public. N-a trecut nimeni de aici încolo. Din fericire, n-a pățit nimeni. Din fericire, n-a trecut pe aici. Și nici noi nu ne-am dorit să pățească cineva ceva. N-a venit nimeni cu violență la tine, absolut nimeni. Cel care a instigat la violență ești tu, știi asta. Salvare pentru aici sau? Tu înțelegi ce spun? Înțelegi deci dacă voi vreți acum să fiți niște victime, nu vă stă bine. Nu sunteți, ci doar niște... De-aia nu mai puteam eu de motocicletele voastre, eu vedeam de treaba mea la mine pe pașă. Între noi de fie vorba fără supărare, dar nu mai putem nici unii de tine. Problema e că... Păi da, închide prietene televizorul, nu e nicio problemă. Ai senzația că eu vin la tine acasă? Ultima oară când m-am uitat la televizor, am văzut ca să potrivesc cu oarele acestea. Nu am înțeles. Dar tu ești cum nu mai poți cu mine? Vin eu la tine acasă, te deranjez eu pe tine. Nu, păi și atunci? Când vorbești de mine, da, mă deranjez. Pe domeniul când vorbim la televizor vin și chestii. Da, domeniul public fac scandal. Dar general să vii la mine în sufragerie să fac scandal. Strigând ceva, ceea ce cred eu sau ceea ce crede el. Vorbim la televizor mă deranjeze și niște persoane, da? Pentru așa, se întâmplă. Și trebuie să aștept la chestii de genul ăsta, da? Cât mai faci urmă. Da, am înțeles. Asta care e glumă? Tu ai desprăcat în piața Victoriei, nimeni n-a venit la tine să zică ce faci, să arăți mușchi aici. Erau minus 7 grade de aia. Nimeni n-a venit, deși putea să o consideră cineva ca o provocare. Bun, deci alte, dacă tu mai deranjezi, te mai deranjează și altcineva, eu, X, Y, Z, prietene, înțelegi? Deci, și aștept la chestia deci, asta, da? Eu crede-mă, da? Nu sunt deranjat de tine, mă crezi, deloc. Deci pentru mine, spun sincer, nu există. Nu okay. Am nicio problemă cu tine. Înțeles, tu vrei să te bagi în seamă. Nu vreau să mă bag în seamă. Ne, eu spui că ești luptătorul în Valea Misterioasă, ești. Ești cel mai luptător, ești Dumnezeu. Eu am o problemă cu el, care de a făcut... Să vă de mine. Exact. Eu nu sunt luptător din Valea Misterioasă. Ok, am să lămurit chestia asta. Am lămurit, ești Jackie Chan. Perfect. Da. E în regulă. Nu ți-aș recomanda, nu ți-aș recomanda, adică, sincer, ești cel mai tare luptător, nu ți-aș recomanda să mă lovești. În momentul în care mai lovi, vedem ce se întâmplă. Nimeni n-a venit să te lovească, Virgen. Păi nu, dar stai. Nu. Eu să fac cu tine sparing, eu cu tine nu fac. După aia te duci la miliție. Ah, ok, bine. Stai, zici, toată înțelegi că e problemă. E impresia ta greșită că cineva a venit să te lovească. Nu, eu cu Golănel... Și nici să te înjure, că nu te înjura nimeni, Virgen. Eu cu Golănel, nu-i problemă, pot să suport. Deci Golănel, ok, am mai văzut Golănel în viața asta. Deci nu e nicio problemă. Nu, îmi cer scuze că n-am pentru ce. Ba da, hai de ce, că ai ieșit cu bătaia în stradă. Dar ne consider pe noi vinovați. Da, doar pentru atât.
Dar ce s-a întâmplat, mă? Dar eu n-am voie să ies în stradă. Eu sunt pe spațiu public, ăsta ce zici, iau. Așa. Perfect. Îți cer scuze că m-ai deranjat cu motocicleta? O să încerc, dar nu acum. Dacă o să scriu pe Facebook. Dacă îți cer scuze că m-ai deranjat cu motocicleta. Scuze că am cedat. Da, perfect. Iar pe mine m-a venit în continuare. Eu sunt cu bicicleta, da. Încă o dată, vreau să rămână stabilit. O minciună, o minciună. Cu niciun motocicletă. Nu mă interesează, arată cum nu uităm cu mine domeniul. N-am nicio problemă. E în regulă, doamne, și eu sănătate. Hai acasă. A, cât despre faptul că unii nu mă suportă, din fericire nu apar decât în televizor. Schimb program, ai scăpat de mine. Gata? Luptătorul din fața misterios. Da, 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 corect. Orice, dar să nu-l lovești.